Deci acum, nu, pe 2 a 10, ca să fiu mai exact, da, am depus plângere penală față de această individă și față de alții membri apropiați familiei Dincă, da? Ca să ne lămurim, că parcă eram cu Alexandra. Dar stai un pic, ai depus plângere penală împotriva doamnei pentru ce? Pentru șantaj și amenințare. Deci această femeie a șantajat o altă femeie, nu-i dau numai acum, a amenințat-o și am probe indubitabile în acest sens pe care le-am depus la Dincot și la parchetul... Bun, deci hai să ne lămurim. Deci la ora asta... Există o plângere penală pe care ai depus-o tu, doamnei, pentru o șantaj și amenințare. Da, și-a fugit din țară imediat după. Și ea ți-a depus ție o plângere pentru șantaj și amenințare în Italia. Ce-a depus ea, sper să aibă probe. Eu am probele care sunt, nu vreau să intru în detalii, dar nu sunt din astea de pe live-urile lui Cumpănașul. Nu zic, acum tu ți-ai nu zic să râzi. Ce live-uri? Adică la tămie, pe cine am șantajat pe live-uri? Faptul că această femeie practică video-chat și că a ajuns să țină mie lecții de moralitate, nu cred că este o chestie de șantaj. Eu n-am nicio dovadă că practică video-chat. Am eu dovadă că și... practică video-chat. Da, nu e nicio activitate ilegală. Să practică video-chat pentru a mă ataca pe mine sau mă judeca, chiar că suntem în noaptea mea. Dragul meu, Oana Lovin, care a făcut atâta mari de vreme de video-chat, e una dintre vocile foarte sonore ale societății române. Oana este o femeie e videocean de bine și videocean de rău. Pare că trebuie făcut o diferență. Dar ea are și un copil, Oana n-are, are o fată de 13 ani. Alex, viața privată a oamenilor mă interesează puțin spre deloc. Viața privată vă privește foarte mult. Femeia asta ți-a făcut o plângere penală. Mi s-a părut normal să te sun, să te întreb. Păi nu, în ce normal era, să poate... era normal. Jurnalistic este corect, dacă nu, după aceea răspundeți voi. Dar ok, Alex, nu sunt foarte serios din fire, treci peste asta. Nu, că nici nu sunt serios, să știi, sunt destul de nesperios. Păi și eu. Ce nu înțeleg eu, că m-ați spus să faceți voi acum rating pe seama mea la infinit. Adică, totuși, eu sunt niște ridic. Da, ne ajuți, în ce nu înțeleg eu, da, păi știu, vă ajut de vreo la jumate, de când cu Alexandra. Ce nu înțeleg eu. Eu sunt nedumerit. Tu spui că viața privată a mea nu te interesează, dar vorbești despre organele mele genitale, înțeleg că te-ai exprimat tu cu gurița ta. Dragul meu, dacă vrei să ne întoarcem la subiectul ăsta, intru la fotografii în telefonul meu și ți-l arăt în direct. Nu, dacă vreau să vă duc, dar hai să vedem care era relevanța, că nu te ridai. Tu ai spus că nu te interesează viața privată. Dragul meu, nu eu am candidat la președinție și le-am trimis penisul femeilor prieteni, în timp ce eram candidat la președinție.